Un focar de infecție în colectivitate cu virusul SARS-CoV-2, cu nu mai puțin de 24 de cazuri, a fost declarat la Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru tinerii cu dizabilități din localitatea Șimian. Conform ultimelor rezultate, din 44 de beneficiari, 19 au fost confirmați pozitiv, iar din rândul personalului, până în prezent, 5 angajați s-au infectat cu COVID-19. Situație îngrijorătoare în Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru Tinerii cu Dizabilități din localitatea Șimian. Direcția de Sănătate Publică a declarat focar de COVID-19 după ce mai multe persoane din cadrul instituției au fost confirmate pozitiv. În acest moment s-a decis izolarea tuturor beneficiarilor în cadrul centrului. 13 salariați au intrat de asemenea în carantină la locul de muncă, iar alții 12 se află în carantină la domiciliu. Până acum, 24 de cazuri au fost confirmate pozitiv. Precizăm că în urma testării efectuate conform metodologiei în data de 6 octombrie, a fost depistat un focar la Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru Tinerii cu Dizabilități din localitatea Șimian. Au fost diagnosticați COVID-19 24 de persoane, dintre acestea 19 sunt beneficiari și 5 angajați ai centrului. În urma consultului de specialitate efectuat de către un medic infecționist, s-a decis izolarea tuturor beneficiarilor în cadrul centrului, aceștia fiind cu toții asimptomatici. În ceea ce privește angajații centrului, 13 persoane se află în carantină la locul de muncă și 12 sunt în carantină la domiciliu. 44 de beneficiari se află în Centrul de Îngrijire, Asistență și Sprijin pentru Tinerii cu Dizabilități din localitatea Șimian. Dintre aceștia, până în acest moment, 19 au fost confirmați pozitiv, 8 dintre ei având vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani, iar 11 având vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani. Totodată, la nivelul județului Mehedinț, în ultimele 24 de ore au fost declarate 8 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. În acest moment, 65 de persoane sunt internate, din care 9 se află la secția de terapie intensivă. Situația epidemiologică din județul Mehedinț astăzi, 8 octombrie, este următoarea. 268 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 65 persoane se află internate, din care 9 persoane sunt internate la secția ATI. 51 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinț au fost confirmați cu COVID-19 1507 persoane. În ultimele 24 de ore fiind confirmate 8 cazuri de îmbolnăvire și 80 persoane au decedat de la începutul epidemiei.